Hai, deci reușise Simonel să-l scoată. S-a apucat și aia să-l lingă. Și sperea că amândoi au numai în cap. Și după cum puteți observa aici, mai avem o surpriză. Prindem o fotoare în direct. Vă salut, dragi prieteni. Iar astăzi, bineînțeles, vom face un videoclip cu țurcane. Suntem aici la stână. Acolo în prim plan îl avem pe Marin. Și după cum se poate observa, cred că astăzi și moșesc ceva. Haideți să mergem să vedem. Că fata o ai. Doctorul veterinar, da. Nu pot să filmez chiar cum se întâmplă toată treaba. Însă, după cum puteți observa, am și moșit ceva astăzi. Marci, mă! Sunt toți căței aici pe lângă oaie. Ai mat pe picioare. Hai că e un mieluț foarte frumos, breaz. E piciorul. Vedeți că a reușit Simonel să-l scoată. Și tu de oaie. E berbecuț. O să vi-l și arăt așa mai de aproape. Ia uitați. Și câinii s-au strâns toți. Noroc că au fost destul de aproape de stână. Intrăm înăuntru să-l vedem mai bine, acolo nu bate nici vântul. Ia uitați pe pitic. S-a apucat și aia să-l lingă. Foarte frumos. Vrează. Iar în continuare vom da mâncare și celorlalte.
Aici avem toate uițele fătate. Ei. Și în continuarea vlogului vom face și o prezentare frumoasă la oițe și la mielușei acestora. Aici a lăcut Simu porumb. Între timp, Simu bagă baloți. Dar dincolo ai cu miei mai mari? Cu mici. A, cu miei mai mici decât ăștia. Ăștia sunt cei mari. Ia uitați. Hai că mare, stai să văd și eu ce. Stai să vedem ce avem și aici. Aici sunt juniorii, spiticii. O să intrăm și aici să vedem. Doar de ieri și de alaltăieri. Am înțeles. Foarte fain, o să intrăm și la aceștia, bineînțeles. Ia uitați. Ia uitați jucăriile. Oacheș. Brej. Din punctul lui Simo de vedere, nu prea chiar cum și-ar fi dorit el. Ăsta e frumos, ce-l fătă acum. Foarte fain breazul. Frumușel berbecuțul. Ia uitați-l. Mai pun o dată. Ia uitați ce frumos e. Foarte frumos. Aici vine altul. Ăștia șoacheș. Foarte, foarte fain. Ce zburdă pe aici, ce joacă. După cum ați văzut, Simonel se ocupă de cele fătate acum. Iar Marin s-a dus cu celelalte, le-a scos un pic, deoarece vremea e foarte bună. Stați aici. Simul îi pune mâncare, aici apă curată în permanență. Au absolut toate condițiile. Foarte, foarte frumos. Iar acum se trag aici înăuntru. Intri și la ele? Intri la ele să le pui apă sau? A, le pui de aici, le pui apă. A, dar putem să ieșim, când ieșim, putem să ieșim pe aici ca să intru la ele, sau? Da? Mai are roată, a? Da, mai are roată. Oricum trebuie să-l bag și pe ăsta mic acolo, nu? Îl duc și pe ăsta mic acolo sau îl lași aici? Da. Băi! Hai, fugiți, mă!
Și după cum puteți observa aici, mai avem o surpriză. Femeia lui Simonel de Cangal a fătat și are 6 puiuți frumoși, din care am înțeles că 2, o femeie și un mascul, îi va opri, iar ceilalți vor fi disponibili, bineînțeles, la vârsta de 7-8 săptămâni. Acum încă-s micuți, au doar câteva zile. 3 zile au. Așa că cine dorește să-și ia la stână sau și pentru paza curții, da? În general la stână, pentru că ăștia, după cum puteți observa, sunt născuți și vor fi crescuți la stână până vor pleca din cuib. Iar, bineînțeles, aici îl avem și pe tatăl puilor. El e tatăl, un ciobănesc românesc autentic. Foarte frumos, foarte masiv. El e tatăl puilor. Câini de oi, câini crescuți și învățați la stână. O să las și Facebook-ul lui Simonel aici pe filmare pentru cei care sunt interesați. Și nu neapărat de căței, cât și pentru oi puteți să-i scrieți în privat. Căței sunt foarte frumoși și nu o să mă apropii, ținând cont că n-au deschis ochii, n-aș vrea să pun mâna pe ei. N-au treabă, dar nu, e mai bine să nu stresăm femeia. Femeia e foarte cuminte, însă nu are rost să o stresăm. Foarte frumos, să fie sănătoși, să ai noroc de ei. Iar acum vom merge să vedem și seria mică de mieluți și oițele. Simonel aici a pregătit mâncarea. Nu e problemă. Eu nu sunt încălțat chiar adecvat, dar e ok. Ia uitați și piticii. Ia uitați-l cât e de frumos. Uite frumusețile. Ne prezinți 2 mieluți mai frumoși? 1, 2? Care ai mai frumoși? Ia uitați. Ăsta e din ăla mare. Din berbecul ăla frumos? Aha. Foarte frumos. E spatele, ce treabă, dar nici oile nu. Sunt frumoși, foarte frumoși mieluții. Asta e din alea din... Tot din ala. Da? Tot berbecuț? Sau ai și mieluță? E mieluță, e mieluță. Păi tot din ala mare. Da, foarte frumoasă. E foarte, foarte frumoasă mieluța. Iar asta e arestată? Ăștia sunt din oile alea mai nervoase, să înțeleg. Sau alea se arestează din câte... Nu l-au recunoscut a treabă. Da? A, n-au vrut să-și recunoască mielul, a? Deci o fătat pe câmp și l-a lăsat pe acolo. Da, se vede că e amplițul, e perfect. De aproape se vede, chiar dacă e întuneric aici. Lumina nu e chiar foarte, foarte bună. Hai să vedem. Ce ne mai prezintă Simonel aici? Ai și unul negru? Da. Numai un pic alb în cap. Doi. Da? Doi ai negri. Bă, negruț! Ia uitați ce frumos e. Și negru așa.
Da, asta da. Foarte frumos. De azi dimineață, fătata. Da, se vede că nu-i uscat. Măricică, se vede că e mare, înaltă, foarte faină. Ăsta e de acum, de oră, iară, l-a adus de pe câmp. Da, și pe ăsta l-a adus de pe câmp. Asta e frumoasă, tare. Și desen. Și asta e mama ei? A, și maică sa ei. E ce trebuie. Da, e bucălaie, dar e frumoasă. Coarne frumoase. Și ea e mare, oaia, nu-i mică. Foarte faină. Strămioară? Da, dar e frumoasă, e mare. Mare. Da. Avem aici sus și porumbei. Nu știu dacă se văd. Stau aici în... Sunt streșini aici. Ia uitați. Nu știu cât de bine se vede, nu fusează. Acolo iarăși o oiță frumoasă. Are Simonel aici la stână. Exemplare superbe. Ăștia doi negri nu se văd dacă nu iau blitz de pe ei. Dar fii atent că-s identici, îți pare că amândoi au numai în cap. De ce amândoi sunt identici? Sunt mieluțe amândoi. Sunt mieluțe? Da. Identice, cu o țâră albă în vârful cozii amândoi și cu alb numai după cap. Identice. Foarte faine. De dreptul, superb. Le place lucerna, a? Hai, uitați. Ăla mic s-o băga la subt. Fătate de toate până acum? 30, cred. Ai vreo 30 de oi. Frumos. Eu aia faină mi-am putut. Serios? Aia faină. Facem el negru. Da. Oaie foarte frumoasă. Și desen frumos, și coarne bune, și mieloi și negru. Da. Da, când, de la care nu te aștepți, vezi? Și sunt unele care nu sunt atât de bine desenate sau să aibă și fac mieluți mai buni. Cam atâta. Deocamdată. Bagă-te acolo la mămică, hai! Da, are uger mare, grozav! De muncă cu ei acum cât îți mici. Da. Să-i înveți să sugă care ăsta. Păi nu poate lua la ce uger are. Da. Uite și pe negruț ăsta. Da. Și are și oaia lapte mult.
Da. Se vede din berbec ăla al tău. Foarte fain și desen frumos are. Nu pe berbec, dar... Mai faină era ea. Uite ce frumos e. Asta e mieluță, partea asta. Foarte frumoasă mieluță. Și da, și oaie foarte, foarte frumoasă. Stată cu a doua oră. Deci numai la a doua fătare. Coarne faine. Frumoase, ia uitați aici. Superbe. Cam atât deocamdată de aici dintre mieluți. Eventual voi face un video și de afară. Da? Asta că ne mai prezintă Simonel ceva frumos. Nu știm unde e mielul. Da? Da? Nu e ăla. Dar dați seama câtă muncă e și câtă dedicare ca să știi fiecare miel de la fiecare oaie. De la... Să-i cunoști. Ia uitați. Stai tot... Stai tot acum fătat de câteva ore. Fac dopuri? Da, pe cum nu. Da. Și cum ajută țâțele mari acolo aici? Au, țâțele foarte mari. Uite cum fac. Asta e o tehnică să-l gâdi-l sub coadă, mă. Le place. Uite, s-a mai învățat și eu ceva. Iar aici văd o... Uite mieluța aia frumoasă aici. Da. Gata. L-a hrănit. Pitic acum. De la asta o subt mielul. Ia uitați cât e de mare. Da, mieluța e foarte, foarte faină. Foarte faină. Și oaia e foarte bună, pe cum puteți observa. Strămioară și asta. Tânără. Are și produși de prăsâlă, să zic așa, câțiva, frumoși. Încă nu sunt chiar, din punctul lui Simo de vedere, nu sunt chiar cum și-ar fi dorit, însă sunt câteva mieluțe care sunt de viitor. Bun, încheiem aici primul video și... Ce nevoie. Da, asta e... Aha. Asta e aia care a fost închis acolo. Și ăsta e mieluțul. Da. Până data viitoare, vă salutăm, vă respectăm și vă dorim toate cele bune. Sănătate multă!